După summitul G7 din Germania, liderii se pregătesc și de summitul NATO, care va avea loc în Spania. Evenimentul este însă întâmpinat cu un val de proteste masive la Madrid. Cu doar câteva zile înainte de începerea summitului, mii de persoane au ieșit în centrul capitalei spaniole pentru a cere desființarea NATO și a face apel la pace. Mii de spanioli, printre care activiști de stânga, anticapitaliști, ecologiști și comuniști, au mărșăluit sub escorta polițiștilor împotriva reuniunii Alianței Atlantice, care urmează să aibă loc în Madrid. Numai puțin de 2200 de manifestanți au luat parte la marș. Aceștia au precizat că o creștere a cheltuielilor pentru apărare în Europa încurajată de NATO este o amenințare la adresa păcii. Summitul NATO de la Madrid urmează să aibă loc între 28 și 30 iunie. Printre cei care vor participa la întâlnirea din capitala Spaniei se numără președintele american Joe Biden, omologul său francez Emmanuel Macron și șefii guvernelor britanic și german. La această întrevedere dintre țările care fac parte din alianță, subiectul principal va fi amenințarea rușilor, dar și invazia lansată la finalul lunii februarie de Vladimir Putin.